păcat, de sângele vărsat! Păcat, păcat, de sângele vărsat! Ziua în care se comemorează eroii martiri din decembrie 1989 a fost sămânță de scandal între cei care au certificat de revoluționar la Constanța și prefectul Eugen Bola. Cel din urmă este acuzat că a schimbat data comemorării martirilor pe 21 decembrie, deși de 23 de ani comemorarea are loc pe data de 22 decembrie. A spus că este foarte ocupat în ziua de 22, deci nu, revoluția pentru dumnealui nu era importantă, așa, și că s-o amânăm pe 21. A luat legătură și cu ministrul apărării naționale, care a ordonat garnizoanei Constanța ca să modifice trupile și cei care ne conducea pe noi la demonstrație, că 21 rămâne zi stabilită. Au trecut 24 de ani de când România se bucură de libertate și alegeri libere. Asta doar în teorie, susțin revoluționarii. În luna decembrie 1989 a fost schimbat un regim totalitar cu democrația, evenimente la care au participat și revoluționari din Constanța. Vedeți că ce se întâmplă în România în cei 24 de ani sunt lucruri care nu au nicio legătură cu idealurile celor care au ieșit în 22 decembrie pe stradă și chipurile credeam noi că am dărâmat un regim. Nu, e adevărat, e clar că a fost o lovitură de stat pentru că cei care ne conduc sunt efectiv membri ai CC al PCR. Toți, Ion Iliescu, Viorel Hrebenciuc, Michi Șpagă sau Nichi Șpagă, Mihăilescu, care era șeful de cabinet al Elenei Ceaușescu. În orașul Constanța, evenimentele au luat amploare și s-au desfășurat începând cu ziua de 22 decembrie 1989, însă nu au avut nici pe departe dramatismul celor petrecute la Timișoara, București sau Sibiu.